Ai venit să susții acest proiect. Vezi viitorul acestui sport? În primul și în primul rând am venit să văd condițiile de care beneficiază sportivii de la Centrul Olimpic pentru Junior și Tineret, care se pregătesc aici la Liceul Mircea Eliade. Îi spuneam domnului primar că voi da exemplu acest loc de aici, de la Liceul Mircea Eliade din sectorul 6, de bună practică în ceea ce privește sală, condiții de cazare și școlarizare, plus locul în care mănâncă. De ce? Pentru că e un loc din care putem spera și avem certitudinea, și ați văzut și dumneavoastră performanțele fetelor care fac parte din acest centru olimpic, putem spera că și la viitoarele competiții la care România va fi prezentă, cel din partea Federației Române de Lupte avem viitor. Domnule primar, investiția dumneavoastră se pare că dă roade aici. Deja o parte din acest sportiv sunt medaliați la competițiile internaționale. Așa este. Să știți că sectorul 6 este foarte implicat în tot ceea ce înseamnă sportul în ansamblul său. Atunci când vrei să te implici în ceva, în susținerea unui sport, o poți face și fără să faci eforturi foarte mari. Că până la urmă, efortul financiar nu este extrem de mare pentru o autoritate locală. Ce este important? Să o faci cu sufletul deschis, să te implici în ceea ce faci și bineînțeles că vor veni și rezultatele. Drept dovadă că aici ați văzut sportivi care au rezultate, zeci de medalii la competiții internaționale, medalii de aur, medalii de bronz, medalii de argint, medalii de bronz. Deci, dacă vrei, poți. Cum e aici la Liceul Mircea Eliade? Se spune că este un laborator al performanței. Este bine, avem condiții foarte bune. Sala este aici, cantina, școala, este totul într-un loc și ne este foarte ușor. Domnul președinte al Comitetului Olimpic și al domnului Răzvan Păcălagu, președintele Federației, au venit să vă încurajeze. Vă bucură faptul că, nu știu, că vine cineva să vadă ce faceți? Cu siguranță, pentru noi înseamnă mult chestia asta, că suntem foarte fericite când suntem apreciate și ni se aplaudă munca. Este un lucru foarte important. Domnule președinte, bucuros ați avut oaspeți de seamă aici la Liceul Mircea Eliade, președintele Comitetului Olimpic și oficialitățile locale. Da, într-adevăr, sunt plăcut, surprins de implicarea primarului sectorului 6, domnul Gabriel Mutu, care îmi este și prieten și nu mi-a fost foarte greu să-l conving să fie alături de noi. Dânsul oricum este fost sportiv, îi place sportul, exact omul potrivit la locul potrivit. Iar este de notorietate faptul că domnul Mihai Cobaliu este foarte implicat și dorește să repună firmamentul sportului românesc acolo unde este locul. Credeți că de aici ar putea pleca un viitor campion olimpic? Sunt fete foarte ambițioase. Aici este un laborator. Un laborator de campioni, un laborator de medaliați internaționali și pentru asta muncim. Să știți că țelul nostru este de a obține cât mai multe performanțe și în speță medalia olimpică, medalii olimpice. Avem tradiție, avem tot ceea ce ne trebuie, așa că pentru noi ar fi o normalitate să readucem un titlu olimpic în România. Îl aștept cu nerăbdare și sunt sigur că va veni în curând. Hai,